Ramona a primit o poezie pe care nu am cum să nu o citesc de la un fan. Este poezie. Ai fost dragostea mea, dragostea din tâi, mi-ai oferit... E un vers semi-alb, dar nu găsiți rima. Mi-ai oferit privirea și frumoșii ochii tăi. Povestim de gramatică imediat. Ți-am fost dragostea din tâi în toată viața, viața mea. E, cred că e tautologie aici. De când te-am văzut la școală în ziua aceea. O fi vreun coleg de-al tău. Așezată în fața mea, mi-ai vrăjit privirea. Și în clasă ultima n-am învățat o lecție, că mă gândeam a-ți scrie, legat, o frumoasă melodie. E, are rimă, mutat și gură. Și e și menestrel. Asta mi-amintesc mereu de prima mea iubire. Aie, amin. Tu ești, tu ești. Ce o fi, Doamne, Marcel. Unde ești, mă, băiat? Marcel, o fi colegul tău. Care, că n-am coleg avut niciun coleg Marcel, poate era la altă clasă sau era secret. Pe hol, pe acolo. Ah, ce dragoste. Doamne, frânște. Marcel, de ce nu te-ai arătat la vremea de dinainte, când nu eram căsătorită? Că poate, na, ce poate. Nu era nici căsătorit în celebră. Că mie plac bărbații sensibili. N-apărea în tabloide. Da, și, da. Acum Marcel poate, na, e gelos? Da, poate e gelos, Marcel. Dar îmi place că este sensibil și... Asta e. Asta în legătură. Ți-a scris, mă, cineva vreo poezie în ultima vreme? Nu ți-am trimis și am și eu. Hai, nu? Am acolo. Stive, dacă vrei, îți dau. Scrie și mie o poezie, nimeni, nu vă rog, eu frumos. Scrieți-mi. Nu scrie nimeni? Nu. Nici o fată, nici o poezie? Hai, vă rog, dar nu lăsați așa. Ceva profund, vreau ceva bine. Păi ce, asta n-a fost profund? Stai că... Vine Carmen Șerban, mai notăm niște versuri din piesă. Că sigur are. Da. Are ceva exact pe stilul nostru.